Povești la gura sobei, așa este denumit evenimentul cultural organizat de Liceul Tehnologic Lucian Blaga și găzduit de Biblioteca Municipală Petru Maior, marți 17 noiembrie. Au participat copii de la 3 grădinițe din oraș care au ascultat povești spuse de către voluntari. În cadrul aceluiași eveniment a fost deschisă și expoziția de picturi realizate de aceiași micuți. La final, copiii au fost răsplătiți cu bomboane. Le-am citit, poveștile mele sunt puțin mai lungi, basmele, mai bine zis, au fost cuminți, neașteptat de cuminți. Ultima parte a basmului le-am povestit-o, fiindcă totuși se gândeau la napolitana pe care urma să o primească și bomboana. M-a anunțat doamna Sorina Bloj despre această acțiune, care mi-a plăcut cum s-a conturat și chiar am vorbit și cu doamna domnișoara Boite că m-ar interesa să fiu și eu chemată atunci când mai au astfel de acțiuni, fiindcă cu mare plăcere pentru copii, oricând la dispoziția lor. Ați ascultat povești? Da. Ce povești? Ți-a plăcut? Da. Și ce ați primit? Ați primit și ceva dulce? Da. Mai vii? Da. Despre ce? Ce ai reținut tu din ele? Pictura ți-a plăcut? Da. Ați primit și bombonele? Da. Am ascultat poveste și despre niște oameni. Ați primit și bombonele? Da. Mai vii? Da. Cu această ocazie am deschis și expoziția Povești în imagini, cum ați văzut pe peretele încăperii. Deci două activități au început astăzi. Șirul de activități ce are loc la partenerul nostru cultural, Biblioteca Petru Maior. Picturile sunt realizate de beneficiarii proiectului. Normal că cei mici au făcut pictograme și după aceea au pictat, deci efectiv după niște șabloane, că la 2 ani și la 3 ani n-ai aceeași abilități grafice ca la 5 ani, iar cei mai mari au făcut picturi libere. Aceste picturi conțin câte o secvență preferată sau, mă rog, o secvență din povestea preferată. Activitatea Povești la gura sobei va continua și în zilele de miercuri 18 noiembrie și joi 19 noiembrie, cu începere de la ora 10 la Biblioteca Municipală Petru Maior. Păsărelele din câmpuri obosite.